Bună ziua tuturor, astăzi avem pretestare Tiguan Airline, nou model din 2017. Hai să vedem ce reprezintă. Ce vă pot spune despre această mașină este că e destul de simplă, nu are nimic ultra modern, ceva inclus în care mașina, altă mașină nu este, doar că compartimentul de CD-uri este instalat în buzunarul din partea pasagerului. Altceva, acoperișul e din sticlă. Asta ajută foarte mult pentru cei care vor să o cumpere, adică la se convingă să o cumpere. Dar în rest, n-aș spune că face banii ăștia. 50 și ceva de mii. De mare, destul de mare. Nu știu pentru off-road dacă e bun. Însă, așa mașinuță nu se merită de stricat de off-road. E mai mult pentru oraș, pentru a reprezenta statusul social în societate. Așa că, ca să te lauzi la prieteni, la nu știu unde, ca să știi și ei că tu ai de unde să cumperi așa mașină. Rata pentru pe lună pornește de la 450 de euro.
Da, e mare, n-am pentru cei care au să meargă undeva pe câmp, la pădure, undeva, nu știu. Uite că de mă, 60. E bun? Încercăm să suntem 100, vedem un lucru când îi facem. Deci încercăm să-i dăm de la 0 la 100, vedem în câte secunde. Hop! Este 100. Da, îmi place cum se aude, numai că cam greu, aș spune, face 100 de km.